Haideți să vedeți însă o chestiune mult mai gravă care a stârnit un scandal internațional legat de funcționarea unei super instituții. O instituție care a fost creată ca să arătăm că suntem corecți. Da? Deci ni s-a zis, băi, creați și voi o instituție ca să nu se mai spună că faceți voi numiri de alea pe ochi frumoși. Zis, bine, o facem. Ce au făcut? Au creat o instituție în care au pus conducerea pe ochi frumoși. Priviți. Pupilele politice, pupilele șefilor de partid și șmecherii din clientela lipită mereu la banul public din România au adus la exasperare Bruxelles și Washington. Suntem pe punctul de a pierde sume uriașe din finanțările externe, fie că vorbim de PNRR sau de bani primiți de la alte organisme internaționale, pentru că pur și simplu guvernul de la București și-a bătut joc de normele agreate cu partenerii externi. Superagenția înființată după discuțiile mai vechi cu FMI și cele recente cu Uniunea Europeană, care ar fi trebuit să se ocupe de selecția transparentă și corectă a șefilor mari companii de stat, s-a dovedit a fi încă o țeapă uriașă românească. Atunci când oficialii europeni s-au prins că au fost luați de proști, scandalul a devenit atât de mare încât premierul Marcel Ciolacu a fost nevoit să reacționeze și să anunțe că le va cere celor care conduc Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice să facă un pas în spate. La începutul acestei săptămâni venea vestea demisiei tuturor celor din echipa de conducere a AMEPIP, care lăsau în urmă un scandal imens și pierdeau salarii de mii de euro primite cadou de la șefilor politici. Doar pentru exemplificare, Mihai Precup încasa un venit lunar de 24.000 de lei, deși nici măcar nu îndeplinea condițiile de competență pentru această poziție. Dar în ce a constat țeapa românească și de unde a izbucnit scandalul internațional? Funcționarilor de la Bruxelles au sărit lentilele când au studiat documentele venite din România și au constatat că tocmai agenția care trebuia să se ocupe de numirile transparente, fără pile și influențe politice, era ea însăși populată la vârf cu numiți pe criterii ultradubioase. De pildă, absolut șocant, un candidat pentru funcția de vicepreședinte al bănoasei agenții, a selectat el însuși doi membri din Comisia de Evaluare a Candidaților pentru, ați ghicit, ocuparea postului de vicepreședinte. După ce și-au revenit din șoc, oficialii europeni au semnalat această scandaloasă incompatibilitate și au cerut demiterea conducerii AMEPIP. În scrisoarea Comisiei Europene sunt subliniate câteva observații extrem de ferme. În acest context, implicarea unuia dintre candidați în procesul de numire a celor doi reprezentanți ai mediului academic în Comisia de Selecție însărcinată cu evaluarea propriei candidaturi și numiri ulterioare în funcția de vicepreședinte al AMEPIP nu este conformă cu un proces competitiv bazat pe merit și pe criterii de numire transparente. Pe baza informațiilor primite, procesul de selecție nu conține o procedură de evitare a posibilelor incompatibilități sau situații de conflict de interese. Odată declanșat scandalul, au început să se audă explozii peste tot. Din fiecare companie aproape se mai afla despre o numire românească cu bugete de miliarde. La Complexul Energetic Oltenia, șeful Plaveti a fost cel care a selectat firma ce urma să realizeze selecția conducerii și tot el, alături de un alt director care ulterior a și fost selectat, semnau contractul cu firma de recrutat șef ai Complexului Energetic. La doar o zi după demisia șefimii ajunse abuziv în fruntea superagenției, venea o solicitare extrem de contondentă din partea fondului proprietatea, care se știe că este administrat de americani, care cerea și el guvernului României, mai exact Ministerului Transporturilor, să nu aprobe numirea noului Consiliu de Administrație de la compania Aeroportul București. Motivul? Aceeași lipsă de transparență și încălcarea legislației privind selecția. De asemenea, reprezentanții fondului proprietatea constatau că majoritatea candidaților de pe lista comunicată de Ministerul Transporturilor nu erau independenți. Mai exact, din 7 nominalizări, 5 sunt angajați ai unei instituții publice și, mai grav, niciunul nu are experiență în audit financiar, așa cum cereau normele. Nu încape nicio îndoială că dacă cineva ar lua la mână și lista Consiliului de Administrație de la Tarom, va face aceeași constatare și va descoperi cu ochiul liber că Anca Boagiu, de pildă, a 6-a oară numită în Consiliul de Administrație, nu a ajuns acolo pe bază de criterii și calități manageriale, ci călare pe o pilă groasă de partid. La fel de scandaloase sunt constatările pe care le poți face când privești numele celor care conduc giganții din energie cu capital de stat. În mandatul fostului ministru liberal Virgil Popescu au fost înșurubați în poziții cheie mulți șmecheri de partid sau oameni de încredere chiar ai ministrului. Câteva exemple la întâmplare prezentate de colegii noștri de la Cotidianul Național Jurnalul. Dan Drăgan, secretar de stat la energie, ajunge într-o poziție cheie la Romgaz, în vreme ce un alt colaborator direct al lui Virgil Popescu, respectiv șeful lui de cabinet, Liviu Mihalache, este plasat la Hidroelectrica, acolo unde îl găsim și pe actualul șef ANRE, George Niculescu. Și fiindcă prietenii lui Virgil Popescu nu rămân nerăsplătiți, Niculescu a mai primit și o numire la Nuclear Electrica. Cei mai mulți dintre șefii puși fără respectarea niciunei reguli au un parcurs fabulos, sopăind cu ajutorul partidului dintr-o funcție bănoasă în alta. Exemplificare, Carmen Radu, director la Horticola S.A. între 92 și 95, este mutată apoi în Ministerul de Finanțe pentru 10 ani. De acolo e propulsată direct președinte al Băncii de Stat Exim, de unde începe să fie
decizie înfiptă în scaune de conducere la cele mai bănoase societăți, Romața, Nuclear Electrica și apoi la Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru a ajunge ulterior, în 2015, șefă la Fondul Român de Contragarantare. De aici, firesc, ajunge șefă și la Fondul de Garantare a Asiguraților, iar lista consiliilor de administrație și directoratelor înșirate în dreptul fiecărui nume se traduce în 10.000 de euro sau chiar sute de mii încasate anual, de cele mai multe ori doar pentru a face act de prezență. Urmărim cu maximă curiozitate zbaterile guvernamentale pentru a stinge scandalul. Cum vor reuși oare să aleagă de data asta din altă parte decât dintre clienții politici pe cei care vor fi stăpânii bugetelor de miliarde?